Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Continuăm popasul nostru folcloric maramureșan și în ediția de astăzi a emisiunii noastre, pentru că o să avem un invitat tot de aici, din Ținutul Maramureșan, unde, iată, vă spuneam că pe parcursul a mai multor ediții ne vom întâlni cu mesageri ai cântecului popular din această parte de țară. Vreau să vă fac o mărturisire înainte de a vă prezenta invitatul și să vă spun că este în premieră pentru mine întâlnirea pentru prima dată cu invitatul emisiunii aici, în această emisiune. De obicei, invitații mei sunt colegi de cântec pe care îi cunosc de ani mulți, interpreți cu care am avut bucuria de a mă întâlni pe parcursul evenimentelor sau a momentelor în care, iată, eram împreună, dar invitatul de astăzi a emisiunii Cântec și Poveste îl întâlnesc pentru prima dată aici, în platoul de filmare de la Oncești. Și îi spun bun venit la emisiunea noastră, în spațiul emisiunii noastre, interpretului Dumitru Iuga. Prietenii îi spun Deți Iuga. Bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Alexandru. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația din această zi. Sunt onorat să fiu cu dumneavoastră, să stau la masă, să-mi spun și eu viața mea personală sau cum am trecut eu prin cântec sau cum am ajuns prin cântec. Și mă bucur că ați ales să veniți în Maramureșul istoric, să vedeți oamenii, să vedeți tradițiile, să vedeți cum suntem noi de obicei maramureșanii. Da, și eu mă bucur foarte mult, Dumitru. Eu am să spun Dumitru. Deți spun prietenii foarte apropiați, dar mi se pare mai potrivit acest nume, Dumitru Iuga. E un nume de sfânt și îți dă, să zic așa, o greutate oricărei persoane care poartă acest nume. Mă bucur că și eu te voi cunoaște mai bine, pentru că te știu doar din cântecele tale, din ceea ce ai prezentat tu până acum prin acele cântece pe care le-ai lansat. Și tocmai pentru că am considerat că ești unul din oamenii care te-ai apropiat cu seriozitate de folclorul maramureșan, am hotărât împreună cu echipa TVR Cluj să te avem invitat în spațiul emisiunii Cântec și Poveste. Spune-mi, de unde vine Dumitru Iuga sau Deți Iuga, cum spun prietenii? Din suflet, încă o dată, că v-ați gândit la și ați apreciat cântecele mele. Să știți că eu am foarte mari emoții, indiferent că mă duc și când la un eveniment sau la un spectacol, și încerc printre emoții să vă spun povestea mea așa în mare parte. Eu vin din Sărișa de Sus, pe Valea Ize, din Sărișa de Sus, dintr-o familie modestă, cu părinți muncitori și rugători de Dumnezeu, cu frica lui Dumnezeu. Și în ceea ce privește drumul meu spre cântec, să știți că eu prima dată am cântat la cetere. La mine în Săliști a fost un renumit cetiaraș, Ionul lui Grigore. Și cum eu mai zis după aia, Paganini. Da. Deci a avut o maestrie aparte a lui, care de câte ori se deschidea povestea despre Ionul lui Grigore, zicea, apoi cetiarașul acela din Săliști. Deci avea numele lui aparte, care lumea l-a cunoscut. Pe toată Valea Izi era foarte cunoscut și îndrăjit. Și am încercat... Am făcut din plăcere, pot să zic așa, deci am făcut eu muzică și unde am ajuns, am făcut din plăcere și am ajuns la Sighetul Marmației, la Casa de Cultură. A fost domnul Nicolae Tudorovici, regretatul Nicolae Tudorovici, care mi-a fost profesor 3 ani de zile. La Școala Populară de Artă? Da, Școala Populară de Artă, Sighetul Marmației, sigur. Și ai studiat acolo ca ceteraș? Ca instrumentist. Ce a fost la mine vocea, a fost nativ și am făcut-o, cum zicem noi, după ureche. Așa mi-a fost, lumea o aprecia și toată lumea zicea, auzi ce voce are. Și când am văzut lumea că mă aclamă și zice, uite, m-am încercat să mă duc pe, adică să cânt și să încep să cânt cu vocea. Da. Adică graiul maramureșănesc și, cum am mai spus, eu iubesc frații Petreuși, cu ei am crescut, cu ei, pot să zic că ei mi-au deschis orizonturile spre ceea ce sunt acum și spre ceea ce fac. Da, deci la început ai iubit vioara, ai vrut să înveți, să devii ceteraș. Da. Ca orice solist, prima dată a început cu un instrument. Majoritatea care cunosc a început cu un instrument, după care abilitățile de a fi cu vocea. Uh-huh. Vocea, eu zic, e un instrument un pic mai, cum să zic, un pic mai delicat, să zic așa. Așa e.
Așa pentru e. Că e un dar de la Dumnezeu. Și cu Viora ai mai cochetat pe parcursul timpului sau n-ai mai cântat? Foarte puțin. Foarte puțin. După ce ai început să cânti cu vocea, foarte puțin și vocea, pot să zic că era o încurajare din partea bunicii mele, care tot timpul când cântam, cum zicea domnul Dumitru Dobrican, se cânta la rece. Da, nu era sonorizare, nu era, și apoi tot zicea, auzi ce fain întoarnă glasul, auzi ce fain întoarnă glasul. Și mi-a dat impulsul acela de a continua în viață și de a merge pe drumul cântecului. Și pe scenă, în fața publicului, ca interpret vocal, îți aduci aminte când ai cântat prima dată? Cum am spus, am fost coleg de clasă, în general, cu Năstăcuța Iuga, cu colega mea Năstăcuța Iuga, și chiar când mergeam cu... Acolo, la Săliște, la și Săliște, de Săliște de Sus. Deci nu mi-e rușine să spun, am plecat de la 8-5. Așa a fost viața, deci a fost lumea normală, deci a fost lumea de mijloc, acolo care toată lumea avea animale și avea gospodării. Și chiar că le spuneam la copiii mei că la mine vacanța era când începea școala, nu când era vacanță. Nu vedeam capul de năcaz când era de mări la lucru și la fân și la coasă și la... Da, și acolo bunica, pot să zic că i-am învățat cântece și să horez și să ajung pe... Și pe scenă ai cântat pe la scenă... școală? Când a fost primul spectacol al tău în fața publicului? Aș putea spune că am fost la școala mea Eminescu, clasele 1-8, la Săliștea de Sus. Da. Și acolo, fiind foarte mulți copii la școală, ne-am ales un grup care am avut talentul de a cânta și... Și eu cântam atunci, cântam și cu cetera și cu gura, cu vocea, cum ziceam noi, și cu vocea. Da. Și era un spectacol care se ținea o dată pe an, Câte flori păiza în sus, la Dragul Mirești. Da, era un festival, dar da. Și acum și este, acum, da. Sigur, și acum. Da. Dar cel mai mare era când era la Sighet. Se făcea o dată pe an la Sighetul Marmației și țin minte că o vine vorba de Nicolae Tudorovici. Da. Când ieșea Nicolae Tudorovici cu 30 de cetierași, apoi se ridica părul pe tine, cam așa era, așa avea o... Da. Un nume și avea o reputație și era... Deci se implica în tot ce, în tot ce făcea, se implica foarte mult. Da. Haideți să bucurăm sufletul celor care ne urmăresc acum cu o primă întâlnire cu cântecele tale, după care vom continua dialogul. Vă las așadar să vă bucurați în minutele următoare de glasul minunat și de cântecul invitatului nostru, Deți Iuga, cum îi spun prietenii, sau Dumitru Iuga, eu cel puțin așa o să-l numesc de acum. Mulțumesc! Șai-la-la-la-la-la-la-la-la până ce-mi e lumea dragă, au inima mea. Ține-mă pământ cu iarbă, șai-la-la-la-la-la-la-la-la până ce-mi e lumea dragă, au inima mea. Până de lume-mi tihne, șai-la-la-la-la-la-la-la-la și mândra mă drăgostie, au inima mea. Ține-mă plai înflorii, șai la 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 la, până stăpân de iubi, au inima mea. Ține-mă plai înflorii, șai la 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 la, până stăpâni de iubi, au inima mea. Până mă strigă mândra, șai-la-la-la-la-la-la-la, să-i țin de urât noaptea, au inima mea. Să-i sping lampa și dorul, șai la 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 la, care arde sufletul, au inima mea. Să-i sting lampa și dorul, șai la 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 la, care arde sufletul, au inima mea. Ei cam eu dor și-a lumândra, șai la 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 la, nu-l stângi cu tătăința, au inima mea.
mele, șai la 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 la. O crescut iar papăiele, au inima mea. Sărași cărările mele, șai la 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 la. O crescut iar papăiele, au inima mea. O crescut și s-o uscat, șai la 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 la. Și-am eu bine s-o gătat, au inima mea. Ei mulți aș da și-aș cheltui, șai la 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 la. Copil tânăr te-aș mai si, au inima mea. Mulți aș da și-aș cheltui, șai la 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 la. Copil tânăr te-aș mai si, au inima mea. Să-ți ufeci orașul, mami, șai la 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 la. Pomână să-mi număr ani, au inima mea. Să stau la mama pe brață, șai la 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 la. Să nu știu ce-i greu în viață, au inima mea. Emisiunea Cântec și Poveste continuă, stimați telespectatori, și iată, mă bucur foarte mult că poposim în Maramureș și că stăm de vorbă cu un om extrem de sincer, un om simplu care iubește cântecul neamului în care Dumnezeu a hărăzit să vină pe lume, un om care promovează folclorul din această parte de țară cu responsabilitate, aș spune eu. Tocmai din acest motiv e și invitatul emisiunii noastre. Vreau să te întreb, Dumitru, care au fost următorii pași, pentru că știu că după ce deja ai cântat, erai prezent la spectacole împreună cu Năstăcuța, cu ceilalți tineri din această parte de țară, a urmat o perioadă în care tu ai fost plecat departe de țară. Da, spune-ne tu despre ce este vorba. Cam așa ne-a fost soarta, cum ne-am zis, că a fost greu într-o parte și bine în altul. De mult, cum ne-am spus, a fost socializarea aceea între prieteni. N-am crescut cu telefoane, n-am crescut cu televizoare, așa cum zicem noi. Așa mi-a fost soarta, am plecat în anul 2001, am plecat după ce am terminat armata la București. În 2001, am plecat pentru un an de zile în străinătate, din lipsă financiară, bineînțeles. Că vorba aia, părinții cât au avut, tata ne-o dat, dar noi am vrut mai mult. Am mai discutat și când am fost la Hora TV, în emisiune. Am plecat cu gândul pentru un an de zile ca să-mi fac bani de sonorizare, că lumea s-a modernizat și a trebuit să avem și noi, să fim în rând cu lumea. Să-ți iei stații de amplificare, să poți cânta la nunți. Și care a fost ironia sorții? Am stat 18 ani și am venit tot fără sonorizare acasă. Deci așa a fost, s-a schimbat, m-am întemeiat o familie, m-am căsătorit. Acolo, în perioada cât erai acolo, în Anglia, te-ai căsătorit. Da, pot să mărturisesc că tot timpul ăsta cântecul l-am purtat în suflet. Și câteodată mai mergeam așa și cântam, am fost în Anglia 15 ani, ultimii ani. Da. Și apoi mai veneau, cântam eu de unul singur așa, și mai veneau și zicea, dar ce a făcut ăsta o nebunie de când ne vorbește singur? Dar normal, așa simțeam eu când eram... Când ți era un pic mai singur sau ceva să mă regăsesc, cum ziceau regretații frații Petreuș, cântecul e o alinare la omul cu supărare. Că și eu când mă supăr, cu horile mă stâmpăr. Și mi-am găsit acolo un refugiu. Când eram așa mai deprimat, mă găseam un refugiu așa și mai hoream eu și mai trăiam eu amintirile care eram la evenimente și din trecut. Da. A fost grea viața între străinii, 18 ani. E o aproape o viață de om totuși. Sincer să fiu, pentru mine a fost foarte grea. Nu pe plan financiar, a fost pe plan sentimental, pentru că eu am plecat cu un gând și din obligația banilor, banul m-a făcut să mai stau și mi-am schimbat principiile, adică mi-am schimbat gândurile că ce am iubit eu mai mult, tot trebuie să renunț pentru alte principii. Deci pot să zic că undeva am suferit pentru plecarea asta și chiar motivul a fost că m-am întors acasă, indiferent de consecințe, am zis gata, ajunge, mă întorc acasă. Și în 2019 m-am întors înapoi. Ai venit definitiv înapoi. Exact, da. Pe soția ta ai cunoscut-o acolo sau aici? Nu, la evenimente. Aici la unul. Aici, da. Ne-am cunoscut și... Tot maramureșancă? Da, da, e din Ieud. Din Ieud, o localitate celebră. Acolo am luat-o din Ieud, am cântat pentru mândra din Ieud, până mă aud. Vezi cum ți s-o potrivi că tu iubești așa de mult pe frații Petreuș? Uite, tocmai din Ieud, că ei au chiar un cântec cu mândra din Ieud. Acolo a fost, iată, destinul tău. Știu că aveți o familie frumoasă. Da.
Aveți două fetițe, nu? Da, două fetițe, Sara. Mi-ai spus chiar înainte asta că ai două fetițe. Ele urmează calea ta, adică cântă, ce... Sincer, nu m-am concentrat pe tema asta cu cântatul, dar acum când am fost când am făcut Colinda cu Năstăcuța Iuga, da, o colaborare, da, am văzut că cea mare Sara are o voce aparte, are un timbru vocal gros și am zis că în viitor apropiat o să încerc să văd dacă îi să-i placă până la urmă, dacă îi să-i placă. Chiar că mi-ar place să am un urmaș care să-mi ducă mai departe cântecele și să mă reprezinte. Da, este minunat. Uite, îți propun să poposim din nou în lumea minunată a folclorului maramureșan, după care vom continua dialogul nostru. Eu, mă, să te văd arz în cumpară, lume draga mea. Ai nașe și nici până afară, dacă n-am avut plinială. Mi-am făcut frate. Și cine-o rup din pita mea, lume draga mea, ai astăzi de rău mă grăie, la lume mă poveste. Hai să-mi cu prechinii mie, lume draga mea, care am feciorit cu ei, eu fost buniori, eu fost răi. Continuăm emisiunea Cântec și Poveste, stimați telespectatori. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii este Dumitru Iuga, interpret al cântecului popular maramureșan, pe care și eu și dumneavoastră, după ediția de astăzi a emisiunii, o să-l cunoaștem mai bine. Vreau să te întreb un lucru inedit pe care l-am văzut. Te-am urmărit din filmările, din videoclipurile pe care le ai realizat, să zic așa, de-a lungul timpului. Și am văzut că, în afară de cântecul popular, tu ești apropiat și de cântecul religios, de cântecul de strană. De unde a venit dragostea pentru acest cântec, care însoțește întotdeauna credinciosul ortodox la Sfânta Liturghie, atunci când preotul se împărtășește, se cântă pricezne în posturile mari de peste an de asemenea?
Ținând cont, cum v-am mai spus dumneavoastră, în copilăria mea am trăit mai mult cu bunicii, da, la țară, și bunicul fiind în parohie, a fost, cum s-ar zice, foarte apropiat de biserică. A fost la biserică, a avut, da, un rol la... Corator acolo, și era unul foarte credincios, unul foarte simplu și rugător de Dumnezeu. Bunica cânta în corul bisericii. Da. Și era, cum să zic eu, când mergeam la fân, și vedeți cum e postul Paștelui, de exemplu, 6 sau 8 săptămâni cât e. Da. Deci nu se cânta în afară de pricezne. Da, deci ori, pardon, cântece de biserică. Da. Și atunci, pe lângă ea, eu având voce, mă învăța să cânt priceazna, cânt așa, cântă cu mine. Deci totul ținea de perioada. Când era post, se cânta cântece de biserică, când era așa, se cânta cu ori de nuntă și de voie bună, cum zicem noi. Da. Și ai înregistrat o astfel de priceazna, da, văzut că ai realizat și un videoclip, da, frumos. Îmi plac foarte mult, adică eu și cântecele de maramure, nu neapărat priceazna, eu le trăiesc, adică eu ce cânt, îmi place să trăiesc cu sufletul, să încerc să transmit, adică omul care mă ascultă să simtă, să transmit acea poveste, că totul e o poveste și în cântece și în priceazna, tot e o poveste și omul se regăsește. Nici nu e de mirare, stimați telespectatori, acest lucru, pentru că aici, în Maramureș, credința moșilor și strămoșilor noștri este vie. Oamenii de aici, din Maramureș, sunt atât de aproape de Dumnezeu și știu că orice lucru important trebuie început invocând puterea lui Dumnezeu. Vă invit ca în minutele următoare să ne bucurăm sufletul cu un moment înălțător adus în spațiul emisiunii de Dumitru Iuga și o frumoasă priceazna. Cu crucea-n spate trec și-acum, însângerat pe-al lumii drum, cu mâinile piroane fiind, la uși închid eu suspin. Iartă-ne, Doamne, pe noi păcătoși. Cu mâinile în piroane bat, la uși închise de păcat, n-aude nimeni și pornesc sub crucea grea, mă prăbușesc. Doamne, auzi în glasul meu când mă rog. Sunt plin de rând, de sânge splin. N-aude nimeni când suspin. Izvoare curg din jertfa mea, nu vine nimeni ca să bea. Dumnezeu ne curățește pe noi păcătoși și ne miluiește. Eu sunt păstorul cel ceresc, dar oamenii mă ocolesc și chem pe toți, de toți mi dor. Eu sunt păstorul tuturor și chem pe toți, de toți mi-i dor. Eu sunt păstorul tuturor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin. Continuăm emisiunea Cântec și Poveste după acest moment emoționant cu
această priceaznă deosebită în interpretarea invitatului nostru, Dumitru Iuga. Vreau să îl întreb acum ce a însemnat pentru tine frații Petreuș, ce au însemnat? Ce au însemnat cântecele acestea pe care știu că le-ai prețuit foarte mult? Da, cum am mai spus, eu tot timpul, la orice emisiune am fost sau unde am fost invitat, cu mare drag am rostit numele regretaților frații Petreuș, care sunt o legendă vie și cum am menționat și am spus de multe ori, frații Petreuș nu o să rămână Maramureș doar pomenindu-i și cântându-le horile lor. Așa e. Și țin minte bunicul moșii pe partea lui mama, o fost el Dumnezeu să le-a dat, o fost el rugător de Dumnezeu, dar nici prea. Da. Și avea un casetofon, prindea ceva, nu știu ce programe mai prindea așa și da. Când cânta frații Petreuș, când e cu acea cu am o tipă și o căldare și bățân găzgaldă mare, ai putea să vină furtuna să fulgere, lăsa pulos să punea și asculta melodia lui frații Petreuș. Și nu pot să zic acum ca să fac diferență dintre artiști, că sunt artiști foarte mulți și foarte consacrați da, la noi în Maramureș, dar fiindcă eu m-am deșteptat cu ei și am crescut cu ei și cu cântecele lor, fiind parte bărbătească, adică voce bărbătească, normal că m-am atașat de ei. Uh-huh. Și mi-a plăcut ceea ce au făcut și au avut cântece de suflet, cântece, nu știu, cum da, am zis. Cântece care ajungeau la cântecul e o poveste care fiecare se regăsește, fiecare cântec are o poveste, una de dragoste, una de tristețe, fiecare om se regăsește în cântece. I-ai întâlnit vreodată când erai copil sau mai târziu un spectacol undeva i-ai văzut pe viu, ca să din zic. Din păcate, o singură dată l-am văzut pe Ștefan Petreuș, cu Cetera. Cu Cetera. Și nu mi-am dat seama, nici noi nu s-au uitat, am fost în Botiza invitat la un program și eu cântam 90% da. Cântecele lor, ce să cânt, frații Petreuș. Da, da. Și eu nu mi-am dat seama că el până a cântat o melodie de-a lor și mi-a zis cineva, eu de emoții ce am avut, n-am mai sezizat dacă cine pe scenă și așa. Și apoi i-am zis că sunt bucuros și onorat că sunt alături de o legendă vie a folclorului maramureșan. Da. Știu că ai preluat o melodie a lor pe care ți-ai așezat mesaj cu acordul copiilor lor și am văzut că chiar videoclipul începe cu un moment absolut deosebit, nu-l dezvăluim să-l vadă telespectatorii noștri și pentru că tu îi prețuiești atât de mult pe acești mari artiști ai Maramureșului, vă invit, stimați telespectatori, să îl urmărim pe Dumitru Iuga cu un cântec care vine ca un omagiu adus fraților Ion și Ștefan Petreuș. Se pângă drum de la tete e să fum de la tete e să fum câte că se spăiza câte că se spăiza la te arde lampa numai la căsuța mea numai la căsuța mea de nimnică nu-mi tignie de nimnică nu-mi tignie. Nu-i nici fum, nu-i nici lampă, nu-i nici fum. Nu-i tigneală, nici trai bun, nu-i tigneală, nici trai bun. Nu-i nici lampă, nu-i nici foc,
noroc, nu-i tigneală, nici noroc. Așa mă vine să mă duc, așa mă vine să mă duc. Înapoi să nu mă uit, înapoi să nu mă uit. Să las lumea foc s-o ardă, să las lumea în foc s-o ardă. Că mie nu-mi o fă dragă, că mie nu-mi o fă dragă. Să las lumea în foc s-o ardă, că mie nu-mi o fă dragă. Continuăm emisiunea Cântec și Poveste și iată, invitatul ediției de astăzi a emisiunii noastre este Dumitru Iuga, Deții Iuga, cum îi spun prietenii, pe care sunt convins că o să-l cunoașteți mult mai bine după această emisiune, așa cum o să-l cunosc și eu. Vreau să te întreb, de unde, după ce ai venit din străinătate, după cei 18 ani petrecuți departe de casă, de țară, iată, ai început să faci ceea ce ți-a fost drag, ceea ce ți-a fost la suflet, să cânți, să imprimi cântece. De unde ți-ai cules repertoriul, Dumitru? Să fiu sincer cu dumneavoastră, deci n-am venit cu gândul ca să mă apuc, să mă reapuc de muzică. Da. Ținând cont că a fost pauza undeva 18-19 ani de pauză, am fost un pic descurajat așa de mine, că vezi acum atâta lume și atâta cântăreți muzicanți, e foarte greu ca să ții pasul și ajungi iară în cercul ăsta de cântăreți, de artiști. Da. Și, măi, acum când am venit din străinătate, am zis, măi, mă duc acasă, că nu ai murit de foame, e sănătos, o-i lucra, asta e face ce fac și alții. Și am făcut prima melodie, primul meu cântec, spune, măiculiță, îmi spune, așa am găsit eu niște versuri din alte, că trebuie să recunoaștem că orice melodie făcută trebuie să te inspiri de undeva. Există un vers sau o linie, da, o linie melodică sau cineva auzit, din trecut, de la bătrân, da. De la... da. Da, da. Și... am zis, hai mă, dacă fac și prima dată am făcut, n-am făcut cu gândul să mă reapuc pe plan muzical, să încep iară să cânt și așa. Și am făcut un cântec pentru mine. Deci pot să zic că cântecul ăla a fost impulsul ăla care mi-a dat, m-a împins din spate, ăsta e drumul tău, să zic așa. Da. No, și multă lume, cum să zic eu, săliști, oamenii din Săliște m-au cunoscut că fiind plecat și am cântat, pot să zic că am avut 5 ani dinainte de a pleca în sănătate, în tinerețe am cântat la evenimente, la cămin, cum era de mult la cămin și așa, am cântat la evenimente și acasă și petreceam nireasă cu vioara și oamenii. Deci au fost oamenii de la mine în comună, n-am avut, cum să zic eu, să mă duc să ies un pic din Maramureș ca să mă cunoască lumea. Și... no, dar Dumnezeu le rânduiește pe toate și nu pot decât să-i mulțumesc că am ajuns unde sunt astăzi. Da, minunat și imprimările pe care le-a realizat, cu cine le-a imprimat? Cine a fost cetărașul acestor înregistrări? Cetărașul meu de suflet e domnul Flaviu Dan, e vioristul Năstăcuța Iuga. Este, da, și este nepotul lui Dan, al lui, este parcă nepotul lui Dan Daniel? Dan Daniel, da, da, da. Așa și e. Melodia cu frații Petreuș, am fost cu cetărașul meu care am cântat un an, doi ani de zile cu Mieiță Fodorus din Vad, care am fost colegi foarte buni. Acum știți cum e, fiecare trage focul sub boala lui. Cum e, exact. Fiecare fără nicio... avem și acum avem, cum să zic, o prietenie, ne sunăm, vorbim, ne întâlnim. Deci vorba aia, fiecare merge unde mai bine și unde îi place și unde e în largul lui. No. Și toate melodiile au fost... am o încredere în Flaviu Daniel și pe această cale îi mulțumesc din suflet. De câte ori fac o melodie, nici nu-l întreb, mă, uite, așa trebuie retârnela. Nu, asta e melodia, cu eu sunt ferm convins că el face așa ca pentru el. De câte ori face o melodie, îl sun, măi, Flaviu, ai făcut-o așa ca pentru tine, ai făcut-o și data asta. Da, deci nu... păi atunci să le propunem telespectatorilor noștri o altă întâlnire cu cântecele invitatului nostru special, Dumitru Iuga. Ei
uită pe tata să mă însormă. Uită pe tata să mă însorm, să facă din mine om, să facă din mine om, mă. Dar el din mine om ar face, mândrile de mi-ar da pace, mândrile de mi-ar da pace. Ei fost amnic și sunt amțiță, n-am fost bun uman chemniță, n-am fost bun numai chemniță. Dar-i amuz mare de-nsurat, nu spun numai împușcat, nu spun numai împușcat, mă. Tată, n-am ce să mă fac, ce-mi dă Dumnezeu, eu trag, ce-mi dă Dumnezeu, eu trag, mă. Ai trag filerele și pune, mândrile-n pământ mor pune, mândrile-n pământ mor pune. Șohan veci nu mai fa om, dacă te la mână între dor, dacă te la mână între dor, mă, mă. Ai până-i lume nu-ți vine, poale închinsă la casa mea, poale închinsă la casa mea, mă. Numai pe mine vinind, de la mână între te dorind, de la mână între te dorind, mă. Încet, încet ne apropiem de finalul întâlnirii noastre cu ediția de astăzi a emisiunii Cântec și Poveste, în care îl avem invitat pe Dumitru Iuga, un interpret care de la începuturi s-a dovedit a fi extrem, extrem de selectiv cu repertoriul pe care îl prezintă și cu folclorul pe care îl abordează, cu cântecele pe care le aduce în fața iubitorilor de cântec popular. Vreau să îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația de a fi prezent în spațiul emisiunii noastre și să te întreb care ar fi proiectele tale de viitor. Să știți că am răspuns cu mare drag invitația dumneavoastră și eu vă mulțumesc din suflet că v-ați gândit să mă alegeți dintre atâția artiști să fiu alături de invitații dumneavoastră în această emisiune. În ceea ce privește repertoriul și proiectele mele, eu tot timpul spun pe principiu că copia n-are valoare și eu tind să fac ceva personalizat, adică nu neapărat că să mă arăt cine eu, dar acolo mă simt eu să fac. Și acum, la începutul postului, am făcut o priceaznă foarte, foarte faină, care sper să ajungă la suflet. Deci e o priceaznă unde mulți oameni se regăsesc, mulți oameni care au uitat de tradiții, care au uitat de să se roage. Cum v-am spus dumneavoastră înainte, bunicii de mult erau psihologii noștri. Da, așa e. Și terapeutul era credința. Da. Eu nu plecam la somn fără să mă rog. Da. Acum, din motive că așa e viața, s-a dus viața, nu putem să alergăm după toate, trebuie să acceptăm, așa e destinul și așa e soarta. Și am făcut o priceaznă, cum am zis, că o să o, cred că o să o postez la începutul postului. Da, da. Și o melodie de așa mai de voie suflet, bună în ziua de Paști. Da? În ziua de Paști, după ce, bineînțeles, să postul, că trebuie să ne zmerim și să ne mergem să ne spovedim. La noi, adică la, la vrei noi, ca în continuare să vii cu noutăți. Da, cu noutăți, da. De la noi, la Maramureș, credința e, pot să zic, e un colț din România unde se mai păstrează tradiția, se păstrează credința, oamenii mărți să spovedesc, să împărtășesc, să smeresc. Încă mai există și sper și eu la copiii mei tot timpul le spun, la fetele mele le spun să fie oameni simpli, să se roage la Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu. Și să nu caute motive de ce așa, crezi în Dumnezeu și atât, simplu. Nu căuta motive,
de ce e așa sau de ce a fost așa. Nu, fără motiv. Crede și e de ajuns. Minunat cât o să avem astfel de oameni ca și invitatul editei de astăzi a emisiunii noastre, Dumitru Deții Iuga. Neamul românesc nu va pieri niciodată. Îți mulțumesc, Dumitru, pentru invitație la această, pentru că ai răspuns invitației noastre la această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și până la o nouă ediție, vă dorim tuturor toate cele bune, lăsându-vă în compania cântecului invitatului nostru. Măiculiță-mi spune, ai de ce n-am noroc pe lume? Ei, la ce, mamă, m-ai făcut? Dacă noroc n-am avut, dacă noroc n-am avut, mă. Mama, mi-e un noroc, mă. L-ai pus cu lemne pe foc, mă. Ei, l-ai băgat să ardă-n pară, să n-am pe lume tihnială, să n-am pe lume tihnială. Cu tine noroc ți-am dat și-n strad l-am semănat și cu lacrimi l-am udat și-a ta parte s-a uscat. Când mi-o cântat cu gumnie, ai fost amprumnic în fășie. Ei, mi-o cântat și-o blestemat, n-am știut l-am ascultat, n-am știut l-am ascultat, mă. Nu-ți-s dușman, mă. Hai la suflet, nu te mai am, mă. Ei, la tăți le-ai cântat cu drag, pe mine m-ai blestemat, pe mine m-ai blestemat, mă. Dumnezeu nu mă-i bate, hai dacă de noroc n-am parte. Și cu Dumnezeu nu mă-i pune, dacă n-am noroc în lume, dacă n-am noroc în lume. Dumnezeu nu mă-i bate, dacă de noroc n-am parte, dacă de noroc n-am parte.